Bună ziua, dragi grădinari, bine ați venit pe canalul meu, Grădina Lailei. Astăzi vreau să vă arăt cum se curăță o hortensie macrofila și jucăușa mea cățelușă. Drăguță foc se bucură. Vedeți, aici avem și o crenguță uscată. O tăiem. Deci o să tăiem ce este uscat și o să tăiem florile. Această tufă este de acum 3-4 ani, nu mai știu exact, deci nu va avea crengi foarte multe, care sunt foarte dese. E bine să tăiați o treime din tufă, chiar dacă are crengi viabile, pentru că altfel se îmbătrânește foarte tare tufa și florile vor fi mici. E bine să punem un îngrășământ, este îngrășământ special la această hortensie. Florile depind foarte mult de hrănirea din anul precedent, hrănirea solului. Dacă solul este acid și îl hrănim cu substanțe acide, atunci floarea va fi albastră. Iar dacă este un sol normal de grădină, florile vor fi roz. Depinde ce ne dorim și o să avem grijă cu un an înainte să pregătim. Eu nu am ce tăia, nu trebuie să răresc tufa, este oricum rară. O să fie plină de flori. De obicei, mijlocul se lasă aerisit. Dar aici este aerisit. Aici, după cum observați, răsar noi lăstari. Chiar dacă este jumătatea lui martie, văd că frunzulițele iau avânt. Pentru că aici, la noi, pH-ul este destul de mare, 6:7, deci va fi foarte greu să creez un pH acid. Solul este foarte bogat. A fost foarte mult compost aici pentru florile plantate înainte și îmi va fi foarte greu, dar nu e imposibil. Oricum și florile roz sunt foarte frumoase. Are nevoie de soare dimineața, iar de la amiază este bine să aibă umbră. Din păcate, hortensia mea are doar o oră sau două de soare dimineața, așa că nu e neapărat foarte mulțumită, dar văd că înflorește și se simte destul de bine. Ar fi avut nevoie undeva măcar la 3 ore de soare dimineața. Este o floare foarte frumoasă, plăcută, toată vara înflorește, florile țin foarte mult. Spre final, rozul devine un roz șters, maroniu, dar oricum ar fi și iarna, florile sunt foarte frumoase. Chiar așa uscate cum sunt, doar acum primăvara se usucă foarte tare. În rest, arată chiar foarte, foarte bine. Cred că și flori uscate ar merge foarte bine. Uitați-vă ce bine arată. Eu vă doresc o zi frumoasă. La revedere!